Autoritățile vor întreprinde măsuri pentru a-i susține pe antreprenorii afectați de criza economică și de condițiile meteo nefavorabile. Este asigurarea dată de șeful statului Igor Dodon în cadrul unei vizite de lucru în raioanele Șoldănești și Rezina. Președintele a mers la un agricultor din comuna Alcedar, raionul Șoldănești. Acesta cultivă cereale și fructe, dar are și un utilaj frigorific pentru păstrarea recoltei. În 2019, antreprenorul a avut o roadă de 1800 de tone de cereale și de câte 2000 de tone de porumb și de fructe. În acest an, agentul economic depune eforturi pentru ca recolta să nu fie afectată, iar șeful statului a menționat că autoritățile caută soluții pentru a-i ajuta pe agricultori. După asta, Igor Dodon a mers și în satul Cușmirca, unde s-a întâlnit cu veteranul de război Anton Solovei. Acesta a împlinit anul trecut 95 de ani și a luptat în cel de-al doilea război mondial. Igor Dodon a mai vizitat și spitalele din Rezina și din Șoldănești pentru a vedea cât de pregătite sunt în lupta cu noul coronavirus. Raionul Șoldănești este singurul din țară în care nu s-a înregistrat niciun caz de infectare.